Bună ziua, dragii mei! Mi-am propus ca în emisiunile viitoare să bem o cafea alături de fermierul Ștefan Gheorghiță. Sunt foarte multe subiecte pe care le avem de abordat, de la PNS, neonicotinoide, foarte, foarte multe subiecte. Astăzi însă doresc să începem cu neonicotinoidele. Este un subiect atât de mediatizat, de vorbit, de discutat, încât cred că nici măcar apicultorii nu mai cred că neonicotinoidele sunt sursa dispariției sau morții albinelor din stup. Suntem ca într-un film în care întotdeauna căutăm un criminal în serie. E clar, am găsit neonicotinoidele, am dat vina pe ele și suntem în continuare cu familii de albine moarte. Bună dimineața și bine ați venit la cafeaua dumneavoastră. Corect, corect. Haideți să vorbim un pic despre acest subiect. N-aș vrea să-l reluăm și să vorbim despre tot, însă ce mi-a plăcut foarte mult într-unul dintre articolele pe care dumneavoastră le-ați scris este tocmai experiența pe care dumneavoastră ați văzut-o în țările în care s-a luat decizia interzicerii neonicotinoidelor. E ok, spunem toți, haideți să interzicem, însă sunt multe alte țări care au făcut-o deja și vreau să știu care este situația lor la ora asta în ceea ce privește familia de albine. Eu o să vin cu câteva mini-concluzii. Prima mini-concluzie este că în toată lumea, la nivel global în lume, creșterea familiilor de albine în ultimii 25 de ani este de 85%. Creșterile cele mai semnificative ale populațiilor de albine sunt în regiunile unde se aplică la liber neonicotinoide. Sau și neonicotinoide, pe lângă multe altele. Culturi modificate genetic, glifosat, deci unde nu sunt restricții. Vorbesc America de Nord, America de Sud, Asia și în Asia includem și zona Oceania, care înseamnă niște țări mai bananiere în ale legislației, gen Noua Zeelandă și Australia, care știm cu toții că sunt foarte exigente în precauțiile pentru populație, dar cu toate astea, impresia este că e permisivă, exact cum ziceți, legat de omologare, fiindcă nu au interzis nimica. Din contră, chiar au niște abordări total diferite față de noi în Europa. Deci asta ar fi prima mini-concluzie. A doua mini-concluzie, care este extrem de importantă, interzicerea s-a bazat pe două lucruri, interzicerea neonicotinoidelor în comunitate. Pe de o parte, pe baza rapoartelor EFSA, și aici vreau să corectez ceea ce se spune, fiindcă rapoartele au interzis. Nu, rapoartele au prezentat niște concluzii. Interzicerea este a Comisiei Europene. Comisia Europeană a dat. Și doi, a fost atacată decizia Comisiei Europene de către compania principală producătoare de neonicotinoide, nu dăm numele fiindcă nu facem reclamă, la Curtea Europeană de Justiție. Și Curtea de Europeană și ea s-a pronunțat în acest sens. O să încep cu coada, cu Curtea Europeană. Noi încă nu realizăm la nivel de comunitate pericolul, cutia Pandorei care s-a deschis. Fiindcă decizia de respingere a apelului firmei producătoare de pesticide din partea Curții Europene de Justiție nu au fost probele științifice, ci a fost principiul precauției. Adică dacă cineva are suficient de mult bani și poate să creeze o campanie prin care să spună că un produs A sau B este potențial nociv, curtea statuiază că orice guvern sau comisia în ansamblu poate să decidă că acel produs să fie suspendat sau interzis. Chiar dacă nu are studii științifice, încă o dată, mă repet, ceea ce este extrem de important. Asta înseamnă că mâine putem să interzicem medicamentele, putem să interzicem orice fel de aditiv, putem să interzicem orice. Dacă cineva demonstrează că ar putea fi. Care reușește nu să demonstreze, să creeze impresia că majoritatea își dorește acest lucru. Acum vin și întreb și eu, bag și un pic bățul prin gard, cum se spune. Dacă am interzis neonicotinoidele pe principiu precauției, la vaccinuri, unde au fost multe semne de întrebare, cel puțin la început, de ce nu s-a aplicat la fel? Eu nu spun că e bine sau rău, eu din contră spun că acest principiu n-ar fi trebuit să existe. Nu este corect. Doi, decizia Comisiei Europene a stat pe aceste rapoarte. Dar rapoartele spun în felul următor. Din simulările de laborator, o să încerc să fiu simplu ca să priceapă toată lumea, din simulările de laborator, unde se creează niște condiții artificiale și extreme, deci e foarte important, artificial și extreme, populațiile de albine au dat semne sau au fost rezultate care să ateste că ele suferă. Dar în toate experiențele de câmp realizate în condiții normale de activitate ale albinelor, aceste lucruri nu s-au confirmat.
în toată lumea. E, Comisia Europeană a ținut cont doar de studiile de laborator care sunt forțate și se recunoaște chiar în rapoartele EFSA, care spun dozele au fost maximale, condiții care nu se întâlnesc în mod normal în realitate, ci tocmai să se poată defini pragurile de toxicologie pentru familiile de albine. Dar câmpul nu a arătat același lucru. Cu toate astea s-au luat deciziile. Bun. Mai vin și mai spun un lucru care este important. Noi trebuie să înțelegem un lucru. Insecticidele, prin definiție, sunt niște substanțe care trebuie să omoare ceva. Că de-aia e insecticid. Orice insecticid noi avem acum în uz, omoară ceva. O populație. Fiindcă altfel, nu se poate. Până și insecticidele biologice omoară ceva. Singurul lucru, și aici cu ecologia trebuie să avem un pic de grijă, e altă cafea. Nu înseamnă că insecticidul ecologic e mai puțin criminal decât insecticidul convențional, ci modul de obținere este altul. Noi să înțelegem un lucru. Neonicotinoidele au același efect asupra insectelor ca și efectul nicotinei, că de-aia li se spune neonicotinoide, de la nicotină. Bunicul meu folosea de când eram eu mic extrasul de zeamă de tutun pentru a omorâ păduchii la trandafiri. Problema este alta. Dacă vreau la nivel de suprafață agricolă mondială, cât tutun trebuie să am eu ca să obțin acest lucru? De-aia s-a trecut la substanțele de sinteză. Asta este, pe scurt, ipocrizia noastră legată de acest lucru. Și în concluzie finală vin și spun un lucru. Oare țări, gen Statele Unite, Canada, Australia, Noua Zeelandă și încă 100 de țări, chiar atât de dezinteresate să fie în raport cu populațiile proprii, încât să accepte să folosească neonicotinoide și doar noi, europenii, suntem atenți? Și dacă suntem atenți, vin și întreb și fac o paralelă legată și de modificatele genetice. Nu dăm voie la fermierii noștri să le cultive, dar dăm voie la toată populația, că e copil, că e adult, că e bătrân, să le consume. Și atunci nu înțeleg logica. De ce șrotul de soia obținut în Europa, eventual din modificate genetic, ar fi mai toxic decât ăla care îl import din America de Sud? Am văzut în ultima perioadă, trebuie să recunoaștem, foarte multe persoane care se uită atent la eticheta produselor din magazin și caută să nu fie modificat genetic. Poate fi și asta o explicație. Ce vreau să vă întreb? Noi, pe vremea când, să spunem așa, am avut ocazia să vă cunosc la COSAT, duceați foarte mulți fermieri din România în Franța să vadă agricultura. La fel, nu s-a întâmplat și invers. Fermierii din Franța n-au avut de ce să vină în România să vadă ce înseamnă agricultura, ce înseamnă tanimecos, ce înseamnă un dăunător. Mergem mai departe, pe lângă faptul că e clar că nu avem aceleași probleme în sol. Ce s-a întâmplat, vreau să ne spuneți dumneavoastră, cu zonele în care, repet, în continuare nu se folosesc neonicotinoidele, familiile s-au mulțit, trăiesc, au venit de pe alte zone? Statisticile din România atestă. Numărul familiilor de albine în România a crescut chiar și în perioada asta a ultimilor ani în care am avut derogare la neonicotinoide. Este adevărat, singura diferență anul ăsta față de anii trecuți a fost că anul ăsta am primit și pentru floarea soarelui. Anii trecuți a fost doar pentru speclă și porumb. E, eu vin și spun următorul lucru. Dacă cifrele practice arată că nu am avut pierderi, ci din contră creșteri ale populațiilor de albine, de ce continuăm să susținem fără argumente acest lucru? Mai mult, la nivel mondial se analizează și se prezintă că au început să apară foarte multe noi probleme pentru apicultori. Discutăm de sindromul colectiv, discutăm de varoză, discutăm de fel de dăunători noi care se manifestă. Se discutau în urmă cu 10-15 ani. Dar s-au mulțit. Trebuie să vedem efectiv care sunt cauzele. Și mai vă spun un lucru. Eu am apicultori care vin la mine de 10 ani. De 10 ani n-am avut nicio problemă. Mulțumesc pentru cafeaua de astăzi. Mult drag.